Bună seara! Domnule inspector, vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să intrați cu noi într-o emisiune cu reprezentantul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar și totodată și Inspectoratului Municipiului București, care are o deschidere totală în parteneriatul cu părinții copiilor care sunt înscriși în Învățământul Preuniversitar, în mod special din București. Eu vă mulțumesc pentru că știți că nu este prima emisiune la care participăm împreună. Este firesc. Educația este un proces care presupune implicarea totală a părinților, a școlii, a comunității și a tuturor celor care doresc ca această țară să meargă sigur înainte. Noi am avut diferite întâlniri în care am tratat și am stabilit strategii în ce privește situația copiilor din Învățământul Preuniversitar din București, pentru că dumneavoastră reprezentați Inspectoratul Municipiului București. Acum, una dintre problemele arzătoare cu care ne confruntăm este violența care se manifestă în rândul copiilor. Mulțumesc pentru invitația din 28 martie, la care va avea loc o întâlnire cu toți reprezentanții părinților din București, alături de Inspectoratul Municipiului București și alte organisme care se ocupă de acest fenomen al violenței. Dacă vreți să ne spuneți ceva cu privire, nu am foarte multe date. Câteva precizări înainte de a trata această întâlnire, care o dorim, înainte de toate, a fi utilă. Și pot să vă spun că problema violenței în mediul școlar este o problemă importantă, atât la nivelul executivului, după cum știți, domnul prim-ministru, încă din primele zile a subliniat acest aspect. Este o problemă prioritară și în politica educațională a Ministerului, a Inspectoratului Școlar și, evident, și a celor care privesc școala cu multă atenție. Pot să vă spun că Inspectoratul Școlar are o tradiție, aș putea spune, destul de bună, în sensul că eu cel puțin de aproximativ 8 ani de zile mă ocup de acest fenomen. Inițial, eu am tratat aspectele legate mai mult din punct de vedere al relației cu mass media și a impactului mediatic, care era destul de, aș putea spune, grav în opinia telespectatorilor și în opinia părinților. Încet, încet, fenomenul am început să-l studiez. Trebuie să vă spunem că nu este un fenomen specific numai sistemului nostru educațional, este un fenomen tot mai prezent în lume, în școala europeană, dar și, pot să spun, și în alte state. Ce putem spune? Nu putem rămâne indiferenți la modul de manifestare ale violenței, ale modul violent de manifestare. Nu putem rămâne indiferenți pentru că sunt evenimente care marchează câteodată irreversibil evoluția unui copil. Ce a făcut concret Inspectoratul Școlar în ultimii ani, dar mai ales în acest an școlar? În primul rând, am pus la punct un sistem de monitorizare foarte serios. Toate evenimentele importante care se petrec în planul violenței sunt raportate imediat Inspectoratului Școlar pe baza unei proceduri foarte clare. Avem o fișă electronică de înregistrare actelor de violență. Nu putem spune în modul general, este violență. Violență mare, mică, gravă, mai puțin gravă. Trebuie ca orice fenomen social trebuie măsurat. Bucureștiul pentru prima dată are o asemenea fișă care măsoară și înregistrează faptele de violență pentru studiile de care avem nevoie, dar și pentru a vedea clar câteva lucruri legate de monitorizare, dar și de prevenirea violenței. Ce mai are municipiul București în mod deosebit? O colaborare excelentă și mulțumim public Direcției Generale de Poliție, Direcției Generale de Jandarmi, Direcției de Sănătate a Municipiului București, Direcției Spitalelor. Avem o comunicare excelentă. Vreau să vă spun că, dacă nu zilnic, cel puțin la 3 zile, comunicăm toate aspectele importante, pentru că vreau să vă spun că violența este o problemă care privește întreaga societate. În primul rând, familia,
școala, comunitatea, instituțiile care au atribuțiuni în acest sens. După cum știți, conform legii, întreaga răspundere și strategie de monitor, de prevenire și de diminuare a violenței în general în municipiul București, dar în special în rândul mediului educațional, revine instituției prefectului. Conform legii, instituția prefectului coordonează toate eforturile și toate activitățile care au ca scop prevenirea fenomenului violenței atât în școală cât și în stradă. Ce mai avem câteva lucruri care putem să le spunem și putem să le transmitem și altor județe sau celor interesați? Avem o foarte bună colaborare cu părinții. Nu așa cum ar trebui, cum s-a văzut să desfășoare în toate planurile și tot timpul. Colaborarea familiei cu școala este esențială. Acestea sunt chestiunile care avem o foarte bună, cum să vă spun, monitorizare. Facem atât o monitorizare săptămânală, dar și lunară. Acum am făcut zilele acestea, conform deciziei Inspectorului Școlar General și a Directorului General Poliției, am făcut întâlniri, am organizat întâlniri foarte serioase la nivel de sector în care au participat toți directorii de școli, au participat reprezentanții poliției, jandarmeriei și vreau să vă spun că au fost văzute toate cazurile de violență, s-au văzut aspectele comune și cum am fi putut preîntâmpina aceste fenomene de violență. Sunt utile aceste întâlniri și vreau să vă spun că acestea au fost întâlniri până acum în 5 sectoare, mâine avem în sectorul 6 la Liceul Tudor Vladimirescu. La fel participă toți directorii de școli, reprezentanții poliției și pentru prima dată, datorită unor realități, am invitat Consiliul Elevilor. Consiliul Elevilor reprezintă o instituție foarte importantă care nouă ne permite să aflăm pulsul activității educative și problematica reală din școlile și liceele respective. Excepțional s-au prezentat copiii aceștia și vreau să vă spun că ideea este foarte bună. Ne bazăm pe ei, au venit cu propuneri foarte serioase și parcă ne-au determinat să continuăm și ne-au convins că dialogul cu copiii și cu elevii trebuie continuat pentru că ne-am dat seama că ei au foarte multe puncte de vedere interesante, foarte multe propuneri. Spuneați de întâlnirea din 28 martie. Toate aceste întâlniri se vor finaliza la Colegiul Național Mihai Viteazu prin întâlnirea, pentru că toate aceste eforturi ale școlii și ale autorităților nu pot fi, cum să vă spun, nu vor avea efect dacă nu invităm familia, părinți. Vom invita pe 28 martie toți președinții comitetelor de părinți din unitățile de învățământ din capitală, de stat și private, preuniversitar. Vom face o invitație și domnului ministru, pentru că este foarte interesat și preocupat de problematica violenței, domnului director general Direcției de Poliție, jandarmi, evident, vă invităm și pe dumneavoastră, știți că sunteți o prezență constantă în întâlnirile cu directorii și cu factorii decizionali din București. Ce pot să vă spun? Ne preocupă mult violența și nu vom rămâne niciodată indiferenți. Vă repet, problema violenței nu poate fi tratată decât în echipă. Este o muncă care presupune înainte de toate o comunicare și o conlucrare excepțională. Și eu cred că în București se fac pași concreți din acest punct de vedere. Pe noi nu numai că ne preocupă, dar ne și îngrijorează creșterea acestui fenomen în rândul copiilor, pentru că suntem părinți și ne pasă de ceea ce se întâmplă cu copilul nostru. Și în acest motiv aș vrea să vă spun că partea asta de monitorizare ne interesează mai puțin. Corect. Sunt numai niște date statistice. Corect. Noi mergem pe ideea că o analiză de cauză a fiecărui act de violență ne conduce mai degrabă la, hai să nu spun eradicarea acestui fenomen, dar oricum scăderea amplorii acestui fenomen, ca și număr în primul rând, și ca și gravitate. Așa cum a spus dumneavoastră,
cât de mic este un incident, poate lăsa urmări asupra copilului. Și atunci încercăm întotdeauna să aflăm cauza, pentru că numai aflând cauza putem să identificăm problemele și să ne ajutăm copiii să treacă de aceste manifestări mai puțin plăcute, manifestări agresive, care pot fi fizice, care pot fi verbale. Acum, dacă mergi pe stradă, tot timpul, dacă nu vezi pe cineva bătându-se, auzi o vorbă urâtă. Tot o violență verbală este. Și am tot încercat să vedem care sunt cauzele comportamentului agresiv al copilului și, într-adevăr, una dintre probleme o ridică faptul că de cele mai multe ori copiii provin din niște familii cu, hai să spunem, o educație mai precară, familii monoparentale, familii sau părinții sunt plecați în străinătate în căutare de locuri de muncă, dintr-un alt mediu decât ar trebui să crească un copil, și toate aceste aspecte se reflectă asupra lui. Încercăm, în ceea ce întreprindem, să ne adresăm mai degrabă părinților, pentru că copilul este produsul familiei. În primul rând, educația o primește în primul rând acasă și după aceea ea este continuată și de părinți, dar și de profesori. Și atunci încercăm să vedem cam din ce mediu provin acești copii, pentru că numai astfel putem să găsim cauzele, și prin acțiunile pe care noi le întreprindem, gen cafeneaua de psihologie, gen școala părinților, care am și început să implementăm în București și la Timiș, încercăm să învățăm părinții să-și cunoască copiii. Dar trebuie să recunoaștem că nu toți părinții recunosc că au asemenea carențe și nu toți părinții se îndreaptă și solicită ajutor pentru a învăța să fie părinți. Aceasta este o problemă. Trebuie să știm să comunicăm cu un copil ca să știm care sunt problemele lui. Dacă nu comunicăm, întotdeauna copilul se simte neglijat și simte nevoia să atragă atenția asupra lui. Și este firesc. Deci vreau să ies în evidență cu ceva. Ies în evidență cu ce? Cu ceea ce văd că este mediatizat cel mai mult. Și cel mai mult sunt mediatizate pe toate posturile de televiziune tocmai aceste acte de violență. Bine, televiziunile, așa cum am mai spus și cu prilejul altor întâlniri, televiziunile trebuie să-și facă rating. Îngrijorător este că ratingul acestor televiziuni crește tocmai pentru că sunt popularizate aceste acte de violență. Asta este mai îngrijorător, că noi ca și societate suntem mai curioși să vedem și mai interesați să vedem un act de violență decât promovarea unor, eu știu, rezultate deosebite ale copiilor noștri. Ne bucurăm să vedem doi copii care se bat în clasă sau un profesor care bate un copil sau invers, mai degrabă decât să vedem, eu știu că avem nu știu câți olimpici, că în școala nu știu care din București se întâmplă niște lucruri minunate. Și atunci copilul, încercând să atragă atenția asupra lui, uite, și eu exist, până acum nu știai că există, acum o să vezi, încearcă să se manifeste violent. Și asta, susțin această idee pentru faptul că, nu știu dacă ați observat, nu numai că un copil comite un gest de violență, că este verbală, că este fizică, dar simte nevoia să o și arate altora. Și atunci apelează la alți colegi să fie filmat, da? Și să o posteze pe site-uri, pe internet, astfel încât să iasă în evidență cu astfel de lucruri. Ați enumerat foarte bine și cunoașteți bine fenomenul și cauzele. Ați enumerat și ați tratat destul de profesional, zic eu, cauzele violenței în mediul școlar. De ce am plecat? Asta ar fi o parte. Și în familie, evident. De ce am plecat de la monitorizare? De ce? Pentru că vrem, nu vrem, trebuie să avem clar fenomenul violenței din punct de vedere al formelor de manifestare. Mă scuzați, sigur, monitorizarea este foarte bună pentru că altfel n-ai ști ce se întâmplă. Sigur. Și n-ai putea să analizezi fiecare caz în parte, n-ai ajunge la cauză. Monitorizarea se bazează, nu-i suficientă, dar vreau să vă spun de ce. Monitorizarea se bazează pe o fișă de înregistrare făcută de Institutul de Științe al Educației. Niște oameni cu o foarte bună pregătire, care au studiat literatură de specialitate din Uniunea Europeană și ne comparăm din acest punct de vedere cu
programele de monitorizare și de eliminare a violenței din Uniunea Europeană. Chiar cred că avem unele elemente de prioritate din acest punct de vedere. Dar știți, de fiecare dată când se mediatizează un astfel de act de violență, toată lumea întreabă ce decizie veți lua, ce se va întâmpla cu copilul respectiv. Vă spun respectiv și acest lucru, pentru că e întâmplător da, și okay, relațiile cu mass media. Da. Hai să ne ajungem vom vedea acolo. Și rolul pedepsei, să vedem în ce măsură o pedeapsă este utilă sau nu, sau are un efect educațional sau nu. Ce pot să vă spun? Ați început cu familia. Deci, copilul deschide ochii în familie. Copilul crește în familie, primii ani de viață. Copilul va imita, copilul va copia comportamentul din familie. Este prima școală a copilului, școala de bază, că vrem, că nu vrem. Vreau să vă spun că nu toți copiii din familii monoparentale vor avea probleme. Vor fi situații excepționale sau situații, dar probleme, clar, avem și facem o relație clară între violență și mediul din care provine copilul. Este clar că din mediile cu posibilități socioeconomice reduse avem probleme din punct de vedere al adaptării, nu numai la violență, ci la viața școlară, știți foarte bine. Eu spun că și contrar. Adică da, și copii care vin din familie cu o situație materială deosebită, putem să avem astfel de surprize. Putem lua datele. Știți, acum lumea bună nu mai este câte studii, ce nivel de educație avem. Dar, și tocmai acest lucru se mediatizează, câți bani avem. Și nu neapărat că oamenii care au foarte mulți bani și o situație materială foarte bună pot oferi și o educație corectă copilului. Dacă luăm datele Institutului Național de Statistică, care are foarte bine stabilită pe etaje gradul de bogăție sau de sărăcie la unor categorii sociale. Asta nu este un criteriu care să reflecte și nivelul de educație pe care îl dau copilului. Și e bine că e așa, pentru că dorim ca educația să se facă și accesul la educație și șansa la educație să nu țină seama neapărat de partea materială și partea, aș putea spune, de condiții. Dar realitatea este realitatea. Știți, domnule inspector, că sunt părinți care au un nivel de viață destul de redus, dar sunt oameni cu bun simț, care sunt sigur preocupați de ceea ce se întâmplă sigur cu copilul lor. Și vreau încearcă, să o spun mai ales în mediul rural. Exact, și încearcă, știți că țăranul are educația aia sănătoasă, da? Și așa atunci este. Încearcă să-i ofere cei mai buni copilului inclusiv această educație. Este cultul pentru faptul școală. Faptul că îi dau bani nu înseamnă că îl și educ. Faptul că îl finanțez și îi fac toate plăcerile nu înseamnă că aici și este o altă discuție ce bani oferim copiilor, dar să trecem mai departe. După care copilul intră în mediul școlar. Mie mi-e greu să dau vina sau să discut despre contribuția altor factori privind violența. Datoria mea și este normal este aceea de a discuta ce face școala. Deci, ca inspectorat școlar și ca inspector școlar, ca dascăl, mă preocupă în primul rând problemele școlii. Mi-e foarte ușor să spun că trebuie să ne asumăm fiecare. Violența în mass media e la un grad foarte ridicat. Știți foarte bine că acum două săptămâni Consiliul Național Audiovizual a avut o idee excepțională. A făcut pentru prima dată o conferință la care au participat tot ce are mai bun din punct de vedere ca organizații, ca personalități în frontul antiviolenței și este lăudabilă inițiativa Consiliului al Audiovizualului. Îl avem partener, am încheiat un parteneriat alături de Ministerul Educației Naționale și am contrasemnat și noi. Sigur, și vreau să vă spun că pentru prima dată în ultimii ani se fac pași concreți, pași, cum să vă spun, decisivi în a studia contribuția, cum să vă spun, din punct de vedere instituțional a unor factori care au răspundere. Pentru prima dată CNA-ul a spus clar, ne preocupă problema violenței prin emisiunile de televiziune. Și eu vreau să vă spun că vom fi alături, vom deschide și chiar acum, în perioada următoare, specialiști în cadrul Consiliului Național Audiovizualului și specialiști în mass media au acces în școli și vom avea discuții cu părinții, cu cadrele didactice, pentru că ideea este de a învăța copiii, elevii, să privească o emisiune. Nu trebuie să anulăm toate emisiunile de televiziune. Unele au o valență educativă foarte importantă. Dar trebuie să discutăm cu părinții ce emisiuni pot viziona copiii, să discutăm cu părinții, să respecte, cum să vă spun, mesajele pentru copii, pentru că vreau să vă spun și trebuie să recunoaștem. Mass media, din păcate, anulează, diminuează mult din efortul educațional al școlii și al părinților.
Bine, copilul are nevoie la un moment dat și de niște modele și dacă vede că tocmai aceste modele sunt promovate în mass media și el Din și păcate. Le asumă. Din păcate. Vreți, și nu numai școala poate avea o influență asupra copilului, și strada și anturajul. Ajungem și acolo, pentru că deocamdată vreau să prezint cauzele care sunt în școală, după care vom trece în stradă și vreau să vă spun că în școală, cel puțin în ultimii ani, și pot să vă spun că am date concrete, am făcut pași importanți în a preveni fenomenele de violență. Școlile din București sunt în mare parte dotate cu camere de monitorizare video. Copiii știu și știm unde de față că la intrare, la ieșire, în sala educație fizică, pe culoare, ei sunt monitorizați. Nu pot face orice. Ei trebuie să știe că orice gest care presupune încălcarea brutală a dreptului colegului, orice gest de violență verbală sau fizică este monitorizat și trebuie să fie conștient că îi încalcă drepturile elementare. Apoi, vreau să vă spun că bine, am întărit faza. Eu aș fi mai încântată da? Ca un copil să nu recurgă la astfel de acte de convingere, nu numai că se simte Dar monitorizat. El trebuie să știe că trebuie să respecte legea, că trebuie să respecte regulamentul școlar și că nu poate să spună, știți, nu eu am dat, nu eu l-am împins, nu eu l-am înjurat, nu eu am sunat la 112. Vă dau un exemplu. Era o teză la o clasă a noua. Și un elev a ieșit din clasă și a sunat la 112 pentru că nu învățase pentru teză. Și a venit, evident, conform procedurii legale, s-a terminat și teza și tot programul, pentru că trebuie evacuată școala și controlat, nu ne jucăm. Cine l-a identificat? Camera de luat vedere. A văzut că a mers la telefonul din holul școlii și a sunat. Și s-a văzut foarte clar. Mă rog, este un aspect. Un alt aspect foarte important. Să știți că autoritățile locale, primarii și direcțiile de învățământ se ocupă tot mai mult de școală. Ne interesează foarte mult paza școlilor. Putem vorbi de o profesionalizare evidentă a agenților de pază, pentru că mediul educațional presupune un anume agent de pază. Un paznic păzește altfel un depozit, altfel păzește o școală. Din păcate, acești agenți avem de pază foarte sunt foarte multe tot probleme. De Nu tot, nu. Avem deci, școli și sectoare cazuri. Întregi în care sunt plătite autoritățile locale. Avem și anumite zone și un sector în care avem ceva probleme, dar pe ansamblu s-au făcut pași importanți. De asemenea, vreau să vă spun și transmit părinților semnalul de liniștire. Avem și aici 10-65 de zone cu risc ridicat de violență sau, cum îi spunem noi, criminogen. Aceste școli sunt monitorizate de jandarmerie, de poliție și nu odată veți vedea la ieșirea copiilor de la cursuri un echipaj de poliție, două, care monitorizează ieșirea de la cursuri și monitorizează persoanele dubioase din fața școlii. Vedeți, foarte rar primim telefoane de mulțumire de la părinți în care spunem, da, domnule, uite, oamenii ăștia își fac treaba. Chiar în situațiile în care vreau pentru să că vă sunt niște lucruri firești. Sunt firești, sunt firești, să-și facă treaba. Sunt firești, dar vreau să vă spun că niciodată, de câte ori am apelat la poliție, la jandarmerie, niciodată nu ne-au amânat sau nu ne-au spus nu și trebuie să le mulțumim. Vă spun, avem o colaborare excelentă și credeți-ne că în linii, din punct de vedere profesional, fac și ei ce pot. Știți că fiecare școală are un polițist de proximitate. Știți că fiecare școală, fiecare sector are un ofițer cu munca educativă care merge în școală în care se întâmplă evenimente. Eu lansez către părinți și acest mesaj de normalitate. Dorim ca părinții copiilor să ne sune sau să sune la secția de poliție. Copilul meu a fost amenințat. Copilul meu este acel taxă de protecție. Copilul meu are următoarea problemă. Și credeți-ne, sau să meargă la director, sau să sune imediat, fie la inspectoratul școlar, fie la secția de poliție, fie la poliția de proximitate. Dorim mai mult din acest punct de vedere. Adică părinții să treacă peste această idee că nu se face și că nu se face nimic. Credeți că ne preocupă soarta tuturor copiilor? Eu vreau să vă ridic două probleme. Am fost ieri în județul Argeș și chiar am discutat cu, hai să spunem mai degrabă, inspectoratul județului, inspectoratul școlar, și am abordat această problemă și ne gândeam totuși că introducerea uniformei în școli poate determina și o schimbare în comportamentul copilului.
Adică, știți, după perioada, hai să nu mai spunem de tristă amintire, toată lumea s-a ferit de uniformă, pentru că și dumneavoastră, ca și mine, am purtat acea uniformă, dar nu trebuie neapărat peste tot să fie o uniformă, anumite culori. Poate să trezim sentimentul ăsta de mândrie al copilului că merge la o școală și școala aia are culorile, eu știu ce culori, că să poarte cu mândrie, poate asta îl determină să fie și mai rezervat și să aibă un comportament mai puțin agresiv. Eu cred că, din punct de vedere psihologic, dar poate specialiștii or să-și dea mai degrabă cu părerea, copilul nu mai are tot atât aplomb și mai scade gradul acela de obrăznicie și față de cadrul didactic. Și trebuie să recunoaștem că și cadrele didactice, din ce în ce mai puțin, sunt mai puțin modele pentru copiii noștri. Din Da, păcate. Nu mai dar avem nu aș vrea să dascălul. generalizăm. Nu, nimic nu generalizăm. Noi Îmi voi vorbim apăra întotdeauna cazuri. colegii și dascălii, îmi voi apăra Domnule colegele. inspector, eu nu generalizez. Mi-am asumat niște Dar să carențe știți ale că acolo educației unde e venite de în cazul familie am și intervenit. trebuie să ne asumăm cu toții, Corect. fiecare de cealaltă parte, niște carențe. Pentru că știți cum e? Eu apăr părinții pentru că reprezint părinții, dumneavoastră apărați cadrele didactice care reprezint. Nu, haideți Eu îi să ne. apăr din punct de vedere profesional, dar dacă Nu, nu, credeți-ne, nu, nu, n-ajungem nimic bun. Cred că da. fiecare trebuie să își vadă propriile probleme și să recunoaștem că și la noi, nu, ne Vă voi generalizăm, da exemple concrete că de nici cazuri didactice și cazuri nu didactice. vedem în toate școlile toată lumea să bate sau toată lumea Nu. să înjure, nu? Deci aceste cazuri, puține, multe câte sunt, au niște cauze. Fie că sunt în cauza familiei și trebuie să ne asumăm asta, N-am da? terminat școala. Fie că sunt în Trecem și la vina familie școlii, și la societate. da? Fie că sunt din partea școlii cauzele și atunci trebuie să ne asumăm și aceste probleme, nu, ne generalizând. Dar este normal Vă ca spuneam fiecare să-și că asume. eu doresc să văd întâi ce este în curtea noastră a școlii. Da, legat de uniforme. Este impropriu spus uniforme. Vreau să vă spun că avem alte generații, alți copii. Ne-am obișnuit să judecăm copiii aceștia cum ne judecam noi acum 20, 30, 40 de ani. Avem cu tot o altă generație. Vreau să vă spun că după mulți ani de învățământ, am ajuns la concluzia că deocamdată putem constata o rămânere în urmă din punct de vedere al studiilor de psihologie, de pedagogie, pentru a ține ritmul cu acești copii, cu acești elevi. Au alt orizont, alte Domnule cunoștințe. inspector, am fost în Anglia. Am fost în Anglia. Toate școlile au Ajungem uniformă. și acolo. Anglia are conservatorism istoric. Și Ajungem și acolo. credeți că și noi o societate democratică? Dar nu am spus că sunt împotriva uniformelor. De ce vă spuneam că nu este ușor? Nu, nimic nu e ușor. Vreau să vă spun că este legea 29, completată cu legea 35, conform căreia toate unitățile de învățământ au obligația să instituie o ținută vestimentară care este specifică acelei unități de învățământ. E Ar fi impropriu excelent. spus uniformă. Uniforma te trimite imediat la zona ca zonă. Da, Nu da. e bun uniformă, Da. cuvântul uniformă. Îi spunem o ținută vestimentară adecvată. Ce înseamnă ținută vestimentară adecvată? Înseamnă, și să știți că avem în București școli care se respectă și care își poartă cu mândrie această ținută. Vreau să vă dau exemplu colegiului Crețulescu. Credeți-mă că doamna directoare, în fiecare dimineață, stă la intrare și dacă elevele sau elevii n-au uniformă, nu-i trimite Ținuta acasă. impusă de școală, să Ținuta, spunem, nu? dar este o uniformă plăcută. Uniforma, rețineți, nu este impusă de directorul școlii. Uniforma este discutată în Consiliul Elevilor, în Comitetul de Părinți și se cere părerea unui designer care are și o anumită relație cu Când ținuta vorbeam modernă. despre uniformă, exact la o astfel de Deci, ținută mă gândeam. nimeni și absolut nimeni nu oprește ca o școală să și facă o anumită ținută vestimentară plăcută, normală, fără excese. Avem școli, vedeți, ținuta aceasta vestimentară și aceste uniforme merg foarte bine pe zona de învățământ primar. Sunt super copii, să-i vedeți. Avem câteva școli care depășesc mult Anglia, vă spun eu. O ținută vestimentară Vorbeam de plăcută. democrații din Da. astea mai vechi, știți?
Da, uitați Spania. Spania, la fel, are o țintă vestimentară care pleacă din culorile naționale drapelului spaniol. E superbă uniforma în Spania. Nu este, este un plover care ține și seamănă cu drapelul ca și culoare dominantă. Sunt niște fustițe superbe. Până și ciorăpeii au culoarea drapelului național spaniol. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Dacă este să iau o țară Uniunii Europene în care am zis mi-au plăcut aceste uniforme, acesta ar fi Spania. Dar în Anglia este altă problemă, este ținuta, este o zonă de conservatorism foarte evidentă. Educația. Eu am dat un exemplu și în Italia, putem, de exemplu, să se ce putem face din punct de vedere al uniformei? Să avem aceste elemente care sunt specifice. De ce ca fetele sau băieții să poarte, să spunem, o batistuță, o batistuță, o eșarfă frumoasă, nu oprește nimeni, aceeași culoare, să poartă o emblemă frumoasă cu numele liceului sau cu un desen care reprezintă ceva din liceu. Mai mult, să poarte o fustiță modernă sau o vestă modernă care reprezintă liceul. O croiesc ei, o aprobă ei. Ce dorim la capitolul vestimentației este să evităm excesele. Adică, ținutele, o ținută care, cum să spun, este de prost gust. Mă refer la fuste scurte, la decolteuri și așa mai departe, care știți, le întâlnim în plin. Am băiatul meu cel mare, a avut un profesor, o profesoară dirigintă de excepție. Și n-am să uit niciodată ce ne spunea la ședința cu părinții. Mămicilor, vă rog să vă învățați fetele să se îmbrace adecvat momentului zilei. Asta înseamnă nu tălângi în urechi, nu bluze scurte, nu deci o bluze decolcate. Normală, modernă, exact, dar accesibil. Să fie adecvată momentului zilei. Dar cred că nu este suficient. Cred că ar trebui ca fiecare școală să-și aleagă niște culori, copiii să îmbrace în culorile alea, mergând până acolo în care și un profesor, un cadru didactic să poarte o cravată, nu uniformă, o cravată în culorile școlii. Poate sentimentul ăsta de mândrie că fac parte dintr-un colectiv, sunt elev la o școală, sunt cadru didactic la școala aia, poate ar fi mai pregnant și atunci poate să mai schimbă ceva. Este și vreau să vă mai spun ceva ce am mai văzut. Nu neapărat la elevi, există niște dispozitive. Ultima mea vizită a fost, e drept particulară, dar a fost în Anglia, și copiilor li s-a recomandat să aibă niște mici dispozitive și în momentul în care simt un pericol asupra lor, apasă pe un butonel, nu știu exact cum funcționează, sunt foarte ieftine dispozitivele astea, și fac gălăgie și toată lumea, mă rog, se îndreaptă către ei și îi ajută. Unele sunt chiar conectate la poliție și imediat apare un agent de poliție și rezolvă problema. Ce interesant. Trebuie studiat și vă dau câteva exemple, pentru că astăzi, de exemplu, s-a inaugurat în sectorul 2 sistemul de a intra în unitatea de învățământ pe baza unui cartel. Cartela transmite semnalul, este înmagazinat la unitate centrală, ora când intri când pleci, ca elev și ca profesor. Se încearcă experimental în câteva școli. Poate să introducem și în alte școli. Da, asta ca să nu intre altcineva în școală. Dar noi mai vorbim și de violență în stradă. Mai este un aspect, să știți că încă se lipsește, se chiulește. De-aia vă spuneam că discutăm care sunt cauzele violenței. Și vreau să vă spun că am identificat ca una din cauze chiulul și absența de la ore. În momentul de față, în capitală, se monitorizează absolut toate absențele. Și nu numai în capitală, dar la nivel național, Ministerul Educației Naționale cere o situație absențelor. Pentru că este o legătură directă între absențe și mediul infracțional. Și vă dau un exemplu. Nu este normal să avem de la începutul anului 6 milioane de absențe la o populație școlară adevărată de circa 200. Domnule inspector, vreau să întreb ceva. Dacă acești profesori fac monitorizări peste monitorizări, ei mai au timp să facă și orele, să pregătească pentru ore? Deci absențele se numără foarte ușor. Că din ce în ce mai multe monitorizări. Nu, eu sunt diriginte. Absențele, în 2 minute număr toate absențele. Haideți. Da, dar mai trebuie să și raportezi. Nu. Și este o fișă de centralizare care se face lunar. Nu. Deci în 5 minute faceți. Nu, mă gândeam că poate sistemul ăla de catalog electronic care scoate rapoarte peste rapoarte. Avem în câteva rapoarte licee și experimentăm și acest aspect. Dar noi ne punem întrebarea, când chiulesc acești copii, unde merg?
părinții își pun întrebarea unde merg, unde îi găsim. Orice oră pierdută la clasă nu se mai recuperează, mai ales la disciplinele fundamentale, română, matematică, limbi străine. Cele mai multe absențe le avem la nivelul claselor la 12-a. Deci este clasa în care ei vor susține bacalaureatul. Dar să știți că nu din cauza asta lipsesc copii. La clasa 12-a au în față un examen greu. Eu vă spun din experiență. Au un examen foarte greu și din ce în ce mai greu. Dar nu înseamnă să echilibrează. Și, și nu-i ajunge timpul copilului să mai învețe, pentru că nu sunt numai disciplinele alea predate la clasă, da? Și fiecare profesor, chiar dacă, și mi se pare până la urmă firesc, chiar dacă nu este o disciplină pentru examen, are pretenția ca acel copil să învețe foarte bine și la el. Dar sunt niște copii, au niște posibilități psihice, nu pot să facă foarte mult și atunci copiii se conservă. Eu vorbesc de copiii normali, nu generalizăm. Nu generalizăm. Dați-mi voie să vă spun. Și inspectoratul că școlar, cei care chiulez, nu chiulez mai intra 12, inspectoratul școlar are date concrete că atunci când acești copii chiulez sunt în parc, sunt în bufet, sunt la McDonald's sau tot felul de magazine de genul acesta, sau eu știu, gândesc să facă ceva poate care nu e corect. Nu, sunt multe absențe. Sunt prea multe absențe și școala este făcută ca să fie frecventată. Niciodată nu e cea mai bună soluție. Cea mai bună soluție este să vii la școală. Pentru că școala, totuși, dirigintele, directorul, eu știu, în legătură cu părintele, îți pot da o soluție. Chiulul acesta și, cum să vă spun, fuga sistematică de la ore fac foarte mult rău. Și în București vom institui un sistem de informare operativă a tuturor părinților care au copii, care lipsesc de la ore sistematice. Știți că toată lumea spune că din ce în ce mai puțin părinți, și mai ales la învățământul liceal, din ce în ce mai puțin părinți vin la școală. Așa este. De acord. Și aici noi încercăm să analizăm cauze, adică nu facem numai monitorizare, nu mai constatăm. Dar să știți că aici vina, eu zic că este împărțită. Sunt părinți care, da, sunt părinți care din lipsă de educație, din lipsă de interes, chiar nu mai sunt preocupați de ce se întâmplă. Spun că mi-am trimis copilul la școală, e treaba școlii, eu l-am dus până aici, restul e treaba cadrului didactic. Și acești părinți vin mai puțin la școală. Sunt părinți care muncesc zi lumină ca să-i asigure copilului banii de buzunar, da? Banii de pregătire suplimentară și consideră că asta este suficient și nu-i mai interesează mai mult. Sunt și părinți care se îndreaptă către școală și aici trebuie să privim și din celălalt, de cealaltă parte, cu toate că noi vrem să credem că întărim din ce în ce mai mult parteneriatul școală-familie. Dar trebuie să recunoaștem că mai sunt și cazuri în care, situații în care părintele vine la școală, stă în bancă, iar cel de la catedră se crede deținătorul adevărului absolut și uită care în față oameni poate tot atât de bine pregătiți profesional, poate este medic, poate e chiar coleg de breazlă, poate e chiar profesor, poate este inginer, poate să fie cu o calificare mult mai înaltă, dar cel de la catedră, pentru că este la catedră, uită acest lucru și se adresează din altă postură părintelui din bancă. Și vine la școală părintele să umple sala de clase și spune: Georgica a făcut, Ionica n-a făcut, Vasilica a luat nota D și aveți grijă, am nevoie pentru fondul școlii, atât. Nu, atunci părintele nu se mai îndreaptă către... Ați prezentat modelul negativ al unui dirigente. Pentru că, nu, stați puțin, că am prezentat și modelul negativ al unui părinte. Da? Și al unui părinte. Și al unui părinte și al unui dirigente. Cred că mai degrabă acele consultații au un efect mai benefic. Dați-mi voie să vă spun din experiența mea. Mai greu să stai de vorbă cu toți părinții și să spui care sunt problemele fiecărui copil. Deci, înainte de toate, pentru o ședință, o întâlnire cu părinții, trebuie să te pregătești. Și să-i tratezi de la egal la egal. Și să-i tratezi de la egal la egal. Niciodată, dar niciodată nu ai voie, ca diriginte, să prezinți situația unui copil și la învățătură și la disciplină în așa fel încât să-i creezi o imagine negativă. Aceste probleme se transmit între patru ochi. Dacă am un copil care are o situație delicată, dacă am un copil care are o problemă, nu o spun față cu toți părinții. N-am făcut nimic în plan educațional, din potrivă.
acel părinte nu va mai vine. Dar știți că toată lumea se plânge că părintele nu mai vine la ședința cu părinții. E un sunt mai puțin beneficii aceste deci, ședințe cu părinții. Sunt studii care au urmărit relația părinte-școală. Pentru segmentul 1-8 ani, clasele 1-8, lucrurile nu sunt, n-au probleme deosebite. Dar pentru segmentul liceal, numai 15% din părinți au venit constant la școală. 15%, ceea ce e puțin. Așa e. Haideți, aici trebuie să vedem. Haideți să vedem. Avem următoarea situație. Eu mă refer la o relație normală părinte-școală. Eu nu spun să vină în fiecare săptămână un părinte la școală. Dar să ai un părinte care nu vine un an de zile la școală, să întrebe ce face copilul meu. Aici este. Nu există nicio justificare, niciun motiv pentru un părinte să nu vină măcar o dată la o lună sau la trei luni la școală. De acord cu dumneavoastră, v-am deci spus că aici eu nu voi lua apărarea, dar... Da, eu asum ceea ce acesta e un nu fac părinții. De asemenea, fie să știe toți părinții. Dar eu, cadrul didactic, am știut să atrag părintele la către școală. Imediat vă spun în ce constă și această relație. Fiecare cadru didactic are obligația ca să afișeze la loc vizibil orele de consultații. Ok, și eu, părintele nu vine. Hai să mai fac unde mers, că eu sunt educatorul. Ca părinte sunt obligat să vin să discut cu profesorul de matematică ce probleme are. Mai departe, este foarte important de știut faptul că în situațiile limită în care sunt absențe sau probleme de violență, dirigintele este obligat să ia legătura cu, conform legii, regulamentului Dorin Interior, să ia legătura urgent cu părintele. La 20 de absențe, dirigintele este obligat să informeze, zis părintele. Părintele este obligat să vină la școală. Mai mult, când se produce un act de violență, mai mic, mai mare, părintele este obligat să vină să fie informat ce a făcut acest copil. Acestea sunt cazurile extreme. Dar trebuie să vă spun că un copil care știe că părintele se interesează ce face la școală, va trata altfel situația lui la școală. Dacă părintele nu vine un an de zile și copilul se va comporta ca atare și las că nu vine mama, nu vine tata. Puteți să facem ceva împreună, domnul inspector. Ok, părintele nu vine astăzi când este invitat, părintele nu vine poimâine când este invitat, copilul este o victimă, de fapt, și a comportamentului părintelui, și a comportamentului profesorului, pentru că fiecare avem partea noastră de vină. Haideți să facem un sistem. Așa, dacă părintele nu vine și nu vine să nu interesează de soarta copilului, hai să îl obligăm legal să facă niște ședințe de consiliere. De ce nu? Legal, oficial, și noi ne asumăm acest lucru. De da? Să facem aceste ședințe de consiliere cu părinții, până specialiștii care îi avem. Și dacă nici la aceste ședințe de consiliere nu schimbă atitudinea față de copil, să facem o analiză socială și să vedem dacă el mai poate fi părinte. Pentru că, de fapt, noi trebuie să protejăm copiii. Da, acestea și de părinții care știu sau care vor să fie părinți. Nu, domnul inspector, da. Hai să-i oferim toate posibilitățile și tot sprijinul pe care noi cu toții, pornind de la reprezentanții ai organizațiilor de părinți, ai inspectoratului, ai Ministerului Educației, să-l sprijinim, să-i oferim tot concursul, după care, dacă vedem că nu reușim, copilul rămâne o victimă a comportamentului nostru, a tuturor, haideți să vedem dacă acel copil nu trebuie ajutat el vedeți, cu altfel de asistență. Aveți dreptate. Încă nu am găsit cele mai bune soluții de a comunica, de a duce părinții la școală și invers. Aveți foarte mare dreptate, dar dacă nu vom găsi într-un viitor foarte apropiat, problemele se vor amplifica din punct de vedere al violenței. Știți foarte bine că sunt țări în care, în momentul în care părintele nu știe să poarte cu un copil, da. Mă rog, este analizat cazul. Da. Haideți să facem și noi eu niște pași exemplu, în acest sens. Vă dau un exemplu. Un exemplu important sau interesant din Germania, din landul Bavaria. Știți, noi suntem o organizație a părinților, reprezentăm părinții, dar în interesul copilului. Da. Da? Nu ținem pe părinții în brațe și nu ne asumăm. Deci eu vă spun care e interesul părinților acolo. Un părinte, dacă dorește să vină la școală la consultație cu domnul diriginte, trebuie să se programeze cu 2 săptămâni înainte. Nu are voie să vină decât în situații excepționale. Părintele nu are voie să vină să învoiască copilul că lipsește.
decât în situații cu totul importante. Nu există noțiunea aceasta. Domnule inspector, hai să vă întreb ceva. Dacă eu, profesor, îmi stabilesc acele ore, ca să vedem și de partea cealaltă lucrurile, dacă eu, cadru didactic, da, îmi stabilesc ora de consultație cu părinții în miezul zilei. Nu. E obligat să o facă și după amiază și la prânz. Deci, eu și seara și la prânz. Cunosc cazuri, da? Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Eu îmi termin profesor, îmi termin sau învățător, îmi termin orele la ora 12, am plecat acasă, părintele, dacă vrea, mă găsește între 12 și 1. Sau eu, profesor, îmi termin orele la ora 2, de ce să mai vin după amiază? La 2 am consultații aici cu părintele. Aici intervine directorul școlii, care poate regla această situație. Eu vă propun dar să... Dar o și reglează dacă tot poate obligat, o și reglează? E obligat. Deci orice cadru didactic sau toate cadrele didactice au obligația să aibă... Eu am semnale. Da, vă rog frumos, prin asociațiile de părinți, să ne dați exemple punctuale unde sunt probleme. Nu, de noi analizăm fiecare situație în parte. Iar eu vă spun că mai există situații în care părintele poate ar vrea să vină la școală, dar acele ore de consultații sunt puse în miezul zilei, în așa fel încât părintele nu poate lipsi de la servici, că este evident, știu foarte bine, este evident, ai și vă dau o dreptate. Absență pe copilul este îl matriculezi, dar părintele rămâne fără să vă pâine. Dau. Se poate face o oră de consultație într-o săptămână la prânz și într-o săptămână seara. Deci dacă există bună voință din partea direcțiunii școlii, pot fi reglate aceste probleme. Sunt aspecte tuturor secundare. Ce vreau să vă spun, pentru că suntem pe aspectele de violență, am vorbit de absență, am vorbit de părinți. Un alt aspect care aș vrea să-l avem în vedere, se referă, vă spuneam, că dorim să am vorbit de problemele școlii, de implicarea cadrelor didactice. Eu vă dau câteva exemple. Eu am o statistică foarte exactă și spuneți că nu e bine să avem monitorizare. Este nu, foarte nu, nu, bine. Nu, am spus că este sau bine nu să este, avem e bine, monitorizare, dar, nu, dar să mergem și la cauze. Haideți să vă dau câteva exemple că că dacă n-am avea monitorizare, n-am ști unde să umblăm. Doar să știți că 70% din cazurile de violență din București se întâmplă în pauze la intrarea și la ieșirea de la cursuri. 70%. Concluzia? Între copii. Între copii. Concluzia? Se întâmplă ceva acolo. Fie nu se face serviciu ca lumea din partea cadrelor didactice, fie la intrarea, la ieșire este o dezorganizare, fie lipsesc profesorii de la ore. De acord. Pentru că vreau să spun, eu merg de multe sunt avocatul, ori... Știți, acum sunt avocatul cadrului didactic. Este un profesor de serviciu pe școală. Dacă școala aia are 3 niveli sau 2, da, cum poate să fie? Cu tot regretul ca director, în regulamentul de ordine interioare se specifică că răspund de securitatea copilor de la intrare până la ieșire. E problema directorului să-și organizeze problemele de securitate. De ce să țin un singur cadru didactic de serviciu? De ce numai unul? La 1000 de copii? E de grevat de ore în ziua respectivă? Nu, dar pot fi soluții și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că sunt suficiente școli și licee în București în care se face de serviciu așa cum trebuie, unde nu avem probleme de violență. Deci dacă în mai mult de jumătate din școli din București se face acest lucru, de ce să nu facem în toate? Avem licee în care n-am avut o problemă de violență de ani de zile, serioasă, pentru că se face serios treabă directorului director. Dați-mi voie să fiu de acord. Și parteneriatul cu părinții și parteneriatul, dar în acele școli. Și parteneriatul funcționează. Adică eu vă spun de ce sunt școli. Nu exclud, sau mă rog, nu sunt situații întâmplătoare sau sunt accidente, nu le exclud. Dar credeți-mă că directorul sfințește locul și directorul este rotița esențială educațională într-o școală. Dar ce ne facem, domnule inspector, dacă în jurul liceelor și chiar mari licee din București și cu cât sunt mai centrale, cu atât da, mai mult, încă se mai vând droguri. Ajungem și la acest lucru. Acum, noi, prin Conducerea Inspectorului Școlar, facem o radiografie a fenomenului de violență în școală. După care, vreau să vă spun că a avut loc o întâlnire între domnul inspector școlar general, între Conducerea Inspectoratului și reprezentanții poliției și ai celor care au responsabilități legate în controlul și destructurarea rețelor de droguri. Vreau să vă spun că informațiile sunt destul de neliniștitoare. A sosit momentul și inspectorul școlar a spus foarte clar, următoarea etapă și următoarea campanie va fi educația antidrog, lupta antidrog. Fenomenul este serios,
vis-a-vis de violență, noi am dat datele clare pe față, a sosit momentul să nu mai ne ascundem și să spunem clar care sunt faptele de violență care se repetă în ce școli, care sunt cauzele. În momentul în care vom ascunde aceste aspecte de violență, lucrurile nu vor merge bine. Următoarea acțiune prioritară a inspectoratului școlar, a autorităților care sunt implicate, a instituției prefectului, este legată de educația pentru antidrog și vreau să spun că avem un protocol deja semnat cu Asociația Națională Antidrog. Urmărim și noi, avem unele informații și vreau să transmit părinților mesajul că cel puțin în următoarele 2 luni va fi obiectivul esențial în managementul inspectoratului școlar. Aș vrea să revin un pic, tot referindu-mă la violență, ce facem cu acele cadre didactice care au un limbaj, hai să spunem, agresiv și destul de urât și îl folosesc de față cu copii și la clasă? Pentru că vreau să nu înțelegi. Pentru că există. Există. Și recunoaștem. Încă o dată, noi vorbim de niște cazuri punctuale. În București pentru că nu avem e nici fenomenul violenței 16.880 de cadre didactice. Vă dați seama, nu vreau să spun procentual ce, cum și cât. Da, vorbim de modele. Da, nu vorbim de modele. Dacă există aceste cadre sunt didactice modele, care și vreau să vă curând. Spun că cel puțin în ultima perioadă, poate ultimii 2-3 ani, dar cel puțin în ultimul an, avem semnale din partea părinților care transmit aceste sesizări inspectoratului școlar. Vă asigur că toate aceste sesizări au fost verificate la fața locului, s-au luat măsurile disciplinare, dar nu asta este important. Da, transmite știți, mesajul că da, cine nu... Ce măsură disciplinară se poate lua? Îl mut pe acel cadru didactic la altă clasă, deci la altă spun, școală? Nu rezolv nimic de comportamentul rând, în primul rând vă spun, și nu este un secret, că în acest an școlar a fost desfăcut contractul de muncă a 3 cadre care au exercitat presiuni fizice și verbale asupra copiilor. Și cazurile se cunosc, au fost în presă. Au fost studiate situațiile, conjunctura, cauzele, Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral, prin cercetare disciplinară, respectându-se legislația în vigoare, s-a desfăcut contractul de muncă. Adică să nu credeți că trecem cu vederea, dar sunt fapte izolate. Nu vom accepta niciodată violența verbală sau fizică. Toate situațiile în care am avut raportări de violență fizică ale cadrelor didactice și ale persoanelor auxiliar exercitate asupra elevilor au fost rezolvate în interesul copilului și vreau să vă spun că vom avea în vedere acest lucru pentru că mesajul care îl transmite este că dorim ca să avem, cum să vă spun, o școală firească, o școală în care copilul să fie protejat. Nu vom accepta niciodată compromisuri de genul acesta. Domnule inspector, știu că nu depinde de dumneavoastră, dar e și o nemulțumire a noastră. Vorbim peste tot, întărim parteneriatul școală-familie, familia e responsabilă și este singura responsabilă de educația copilului. Legal este responsabilă de educația copilului. Școala răspunde de ceea ce se întâmplă cu copilul cât este în școală. Și da? Sunt câteva ore bune, credeți-ne. Și sunt câteva ore bune. Dar în momentul în care se întâmplă ceva, copilul face ceva, familia este arătată cu degetul și cât timp este copilul minor, suportă și consecințele. Dacă tot vorbim despre acest parteneriat care trebuie întărit, de ce să o facem numai formal? De ce trebuie de fiecare dată, cu toate influențele care pot fi în joc la momentul ăsta, să diminuăm importanța familiei în școala românească? Și știți foarte bine la ce mă gândesc. Nu e cazul în București, vă rog frumos, știți că avem o colaborare foarte deci, bună. Dacă și... vorbim, nu vorbim de colaborarea pe care o avem. Și aveți ușa eu vorbesc, da, sigur, întotdeauna. Noi cel puțin de câteva ori pe săptămână, poate, vorbim. Nu, eu vorbesc la ce se hotărăște la nivel de instituții. Da. Da? Sunt prea mulți părinți în Consiliul de Administrație. Părinții nu sunt interesați. Știți foarte bine că tocmai ce a trecut de Camera Deputaților, numărul părinților din Consiliul de Administrație este redus.
cum mai atrag părinții către școală dacă în momentul în care el trebuie să ia o decizie și să influențeze deciziile care să iau pentru copiii lor, majoritatea, deci 50% plus 1, reprezintă cadrul didactic. Oare nu îndepărtez prin asta părintele de școală? Nu vreau să îmi răspundeți dumneavoastră. Nu, pot să vă spun însă un singur lucru. Știu că dumneavoastră cel puțin reprezentați foarte bine toți părinții la nivel național și în discuțiile cu conducerea ministerului vă impuneți punctul de vedere foarte tranșant. Pot să spun însă un singur lucru. Să ne uităm la legislația de acum câțiva ani sau de acum 20 ceva de ani. Ce rol avea părintele în școală? Câți erau? Da, dar noi trebuie să facem pași înainte, nu să ne întoarcem la ce am fost. Serios. Da, da, am mers înainte. O decizie care se ia într-o școală fără aprobarea Comitetului de Părinți. Am mers un pic înainte și acum ne întoarcem înapoi. A fost o propunere de etapă, dar în momentul de față, din Consiliul de Administrație, într-adevăr, poate să spuneți că e 50 plus 1 sunt cadre didactice. Această propunere a trecut de Comisia de Educație și de Camera Deputaților. Dați-mi exemplu dintr-o școală în care părinții au spus tranșant nu e bine ce se face și nu s-a ținut cont de părerea lor. Sau reprezentanții autorităților locale. Nu există. Nu există. Aveți un rol foarte important. Dar trebuie să fie oficializat acest rol. Aveți un rol foarte important și autoritățile locale. Părintele. Părintele susține, este beneficianul indirect și susține direct și indirect școala, susțineți o majoritate a celor care sunt în consiliul de administrație și care nu sunt directe în învățământ. Da? Eu pot să vă spun că există o realitate de egalitate, pentru că în momentul de față pot să vă spun că părinții au un rol important în școală și eu cel puțin că știu ce se întâmplă la mine la școală, dar credeți-ne că niciun director nu poate să facă decât ceea ce hotărăște Consiliul de Administrație în care părinții au un cuvânt de spus. Știți ce îmi doresc eu? Ca la nivel de fiecare școală, la nivel de fiecare județ, să existe totuși, și formal, și informal, și oficial, un parteneriat așa cum există între Inspectoratul Municipiului București și Organizația de Părinți la nivelul Bucureștiului și, de ce nu, chiar cu Federația de Părinți. Este o propunere importantă care trebuie făcută Ministerului, sigur că da. Mulțumesc frumos!